Ieri a fost o zi tristă, ținând cont de prestația noastră și rezultatul care l-am avut în meciul de cupă. Astăzi e o zi neagră și tristă. Am pierdut un prieten, am pierdut un om de fotbal, un om care în această perioadă când sunt leașă m-a susținut și nu pot să uit, în afară de mesajele care le primeam pe fiecare meci, în momentul când mi s-a strigat demisia, el m-a sunat și m-a încurajat și mi-a zis că până la urmă o să reușesc aici. Am vorbit cu el înainte să aibă stop cardiac, care l-a avut și tot speram și am vorbit și cu fata lui și aveam încredere și m-a rugat lui Dumnezeu ca el să revină. N-a mai revenit și pupica a plecat dintre noi. Îmi pare rău că poate nu am făcut mai multe pentru el, m-am oferit să-l ajut, dar când nu mai era nimic de făcut, orice intervenție chirurgicală nu mai aducea nicio îmbunătățire în sănătatea lui și cu regret pot să spun că e o zi tristă și Dumnezeu să-l odihnească pentru că a fost un om bun, suflet mare și ca om de fotbal s-a implicat foarte mult și acolo unde a fost și totdeauna a fost apreciat și respectat. Drum bun, pop.